O hală de producție de plante medicinale aparținând unei firme din Buntești, județul Bihor, a luat foc miercuri 10 februarie, cel mai probabil din cauza scânteilor căzute din uscătorul de plante medicinale. Incendiul a fost anunțat la dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Crișana al județului Bihor la ora 6:40 dimineața, iar acolo s-au deplasat 3 echipaje de stingere și un echipaj de prim ajutor calificat din cadrul stației de pompieri Ștei. Când militarii au ajuns, flăcările se manifestau violent la o hală de producție și o construcție anexă din lemn, pe o suprafață totală de circa 350 de metri pătrați și la acoperișul acestora, pe o suprafață de aproximativ 500 metri pătrați. Totodată, riscul de propagare a incendiului la hala de depozitare era ridicat. Pompierii au stins focul după 4 ore, iar paramedicii au acordat primul ajutor calificat unui bărbat care se afla în clădire la izbucnirea incendiului și s-a intoxicat cu fum. Bărbatul a fost ulterior transportat la spital. Pompierii militari au reușit să salveze hala de depozitare cu o suprafață de circa 500 metri pătrați, 2 tone plante medicinale, 2 cântare și 2 metri cubi dulapuri din lemn.